Dl. Dani, solistul trupei Dl. Goe, are inima de vânzare, nu sentimental vorbind, dar poate și astfel, dar muzical cu siguranță. Inima de vânzare este titlul celui de-al treilea single de pe EP-ul Război. Dl. Dani își împarte timpul cu atenție între două scene, cea muzicală, dar și cea a teatrului. În 2019, Dl. Dani a lansat împreună cu trupa Dl. Goe albumul lor de debut Tineri, sâmbătă, duminică, inspirat titlul Ieri artistul a lansat și cea de-a patra piesă, Dulce se numește, iar Luca Bădică i-a făcut o vizită la studio pentru mai multe detalii despre proiectele sale. Inimă de vânzare, ce să fac cu ea? Doare mult prea tare, trebuie să o duc undeva. Spune-mi, te rog frumos, am auzit, nu știu, vorbește lumea, ai o inimă de vânzare? Da, am o inimă de vânzare. Inițial mi-a venit ideea în octombrie să am inima asta de vânzare și am pus-o recent în practică, am pus-o și pe cum zic și în piesă. Cumpărători sunt? Cumpărători deocamdată, nu știu, să vedem, avem câțiva oameni interesați, să vedem. Videoclipul este interesant, că am găsit în timpul ăsta pandemiei, am găsit niște filmări cu mine când eram mic, de prin 91, 92 și am decis să fac un videoclip cu imaginile respective. Și așa am vândut eu inima. Când bate inima mea, îi se pare într-o zi cu soare, cineva o să aibă grijă de ea. Sunt imagini cu mine când eram mic, de ziua mea, de Crăciun. Mă sperie la un moment dat când descoper pe Moș Crăciun. Mă și pup cu o fată acolo, dacă de mic eram un pic obraznic. Am făcut colajul acesta de imagini. Din amintiri, practic. Din amintiri, da. Nimic nou. Nimic nou. Tocmai asta am vrut să arăt, pentru că piesa vorbește din punctul de vedere al meu de acum, de la 30 de ani, 31. Și ce vezi acolo pe imagine este ceva total diferit. Și de asta mi s-a părut că faptul că atunci când ești mic ești pur și încă nu ai pățit nimic și când ajungi mare ești dezamăgit. Pe partea de actorie? Pe partea de actorie deocamdată nu se întâmplă nimic, având în vedere situația actuală. Din păcate, repetițiile au fost sistate din cauza pandemiei. Vreau să știu cum îi cheamă pe colegii tăi, că eu sunt foarte curioasă. Pe colegii mei. Deci eu sunt Dl. Dani. Dl. Dani, da. Domnul Andrei. Sau da. Dl. Colorian, așa îi spunem. Dl. Colorian. La ce își cheamă prestează? Și Colorian la chitară. La chitară. La chitară. Dl. Bimus la clape. Da. Dl. Migudel la bas. Dl. Șerban la tobe și Dl. Horea la percuții, caval, muzicuță. Și toți sunteți Dl. Goe, de ce? Și toți suntem Dl. Goe. Dl. Goe, eu am venit cu numele de Dl. Goe, probabil vine dintr-o frustrare de-a mea că în clasa a patra, când s-a făcut sceneta Dl. Goe, s-au făcut mai multe scenete și a fost prima mea interacțiune cu teatru, nu am jucat Dl. Goe. Eu voiam să joc. Da. Nu cred! Da, n-am jucat și am purtat frustrarea asta, cred că, cu mine tot timpul. În perioada asta a pandemiei am lansat un EP de unul singur, se numește Război. Pentru cine nu știe, EP e ca un fel de album, dar e mai scurt, adică are mai puține piese, are 7 piese. În loc de 12, de 12, da, 10, 12, 15, 20 de piese. Și, practic, le-am făcut în perioada asta a pandemiei, că am compus, m-a întrebat ce am făcut, am și compus foarte mult. În perioada asta și am vrut să fac un material ușor diferit de ceea ce fac cu Dl. Goe, mai funk, mai electro, mai dance, ușor, mai pop. A fost un exercițiu și mi-a plăcut foarte mult această experiență. Așteptăm a patra piesă, Dl. Dani. A patra piesă, Dl. Dani, se numește Dulce. O să o vedem curând. Da, curând, luni. Mulțumesc frumos că m-ai primit la tine la studio. Aș vrea să iau această oiță acasă. Deci, fetelor, nu uitați, Dl. Dani are o inimă de vânzare. De luni este și mai dulce decât este și vă așteaptă la casting, să știți. Dacă aveți peste 18 ani, pe pagina lui de Facebook, Instagram, unde doriți. Vă pupăm! Mulțumim! Ciao. Și eu mulțumesc mult de tot!